În jurul orei 8:30, Marcela Dărămuș, lidera femeilor social-democrate din Alba, a venit la secția de la Liceul Sportiv din Alba Iulia, însoțită de fiica și de soțul ei, ca să-și exprime votul. Mai aveți o ștabilă? Am venit cu mult drag ca să-mi exercit dreptul meu constituțional. Am venit cu familia ca să votăm pentru familii. Înainte de ora de deschidere, la secția de votare numărul 1 așteptau deja 4 persoane. La primele ore ale dimineții au fost încă de la ora 7 fără 10, 4 alegători. Am avut și o doamnă în vârstă de 97 de ani care a venit, a spus că nu a ratat nici o votare, nici un scrutin. Și până acum au votat în jur de 100 de persoane, nu au fost probleme. În jurul orei 9, la secția numărul 1, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, Ioan Dârzu, președintele PSD Alba, a așteptat răbdător să-i vină rândul pentru a primi cele 4 buletine de vot și ștampila. În primul rând așteptăm ca alegătorii să vină cu toții la unele de vot, sigur să voteze ceea ce consideră dânsii că este mai bine pentru ei, pentru copiilor, pentru familii, pentru țară. Noi am dorit schimbare, de asta am și venit astăzi la urnele de vot și sperăm ca începând de mâine să România să schimbe fața, să schimbe aliura în ceea ce privește abordarea economică, politică, socială din România. Cei doi lideri PSD candidează pe listele USL pentru un loc în Consiliul Județean Alba.